Muzica populară a alinat dintotdeauna sufletul neamului nostru, iar acum vă invit să cunoașteți mai aproape o tânără care are o dragoste aparte pentru tot ce este moldovenesc, o dragoste cultivată de părinții dragi. Își iubește portul și vorba că e fată din Moldova. Stați aproape pentru a savura din melodiile Oxanei Mardari. Iubesc portul și vorba că sunt fată din Moldova. Îmi iubesc portul și vorba că sunt fată din Moldova. Oxana Mardar este una dintre interpretele de muzică populară care recent și-a făcut apariția în lumea showbizului. Are o mare dragoste față de portul popular și cântă cu drag melodiile selectate din popor. Dar oare de unde vine această dragoste față de arta frumosului? Dragostea față de muzică vine de acasă, de la părinții mei, de unde se cânta în familie, la toate sărbătorile, la toate petrecerile, de acasă, de la mama. Izvorul muzicii populare moldovenești provine de la creația muzicanților ambulanți și unul dintre aceștia este și tatăl Oxanei Mardari, de la care a și preluat două melodii frumoase ce le-a dat haina unui videoclip. Prima producție muzicală este Eu sunt fată din Moldova. Să vedem ce ne spune interpreta despre această creație. Această melodie am dorit să cânt pentru tăticul meu chiar de când am absolvit conservatorul, pentru că am cântat-o la examen de absolvire, de licență, și după care m-am gândit să o imprim pentru tata. Așa a stat mult în studioul lucrarea asta, pentru că lucru, știți dumneavoastră, viața zi de zi, și m-am cam abătut de la faptul că trebuie să finalizez proiectul ce l-am pornit. Însă, știți, cu viața nu te pui. Într-o bună zi, Dumnezeu mi l-a luat pe tata și am înțeles că mi-au rămas doar aceste melodii la care țin foarte mult. O altă melodie destul de ritmată este și Hostropățul, Să închinăm un păhărel. La această melodie, interpreta a sortat haina unui videoclip care impregnă tradițiile moldovenești păstrate la sărbători. Este o melodie foarte veselă, Să închinăm un păhărel, se numește lucrarea așa, un hostropăț de masă, îl cânta tăticul meu și el așa zicea că Șansă beau că și cu mine n-am să iau. Mă rog, era o fire foarte veselă și deci cânt muzică veselă, deoarece tata mă îndruma mereu să cânt, Oxana, numai de petrecere și voie bună. Pentru că lumea și așa are multă scârbă și multe griji, multe nevoi. De asta te rog să cânți numai de voie bună și de petrecere. El era foarte sensibil și nu suporta la vreo petrecere să cânt vreo doină sau cântece deja la el. Mă ruga să cânt doar de petrecere. Se regăsește în acest gen de muzică, dar mai are o dragoste aparte față de doine. Repertoriul său este divers și cântă despre tot ceea ce îi șoptește inima. Iată, în repertoriul meu sunt foarte multe melodii de jale, doine, însă mi-e foarte dificil să le interpretez pentru că mereu mi-aduc aminte de îndrumările lui tata și parcă mi-e teamă să nu-i depășesc vorbele. Clar, lucru că astea sunt așa niște gânduri doar. O să realizez multe melodii în continuare, și vesele, și triste, în care să mă regăsesc eu, să se regăsească ascultătorii, să fie melodii frumoase, un exemplu pentru mulți discipuli ai mei. Pe lângă munca depusă asupra melodiilor, Oxana mai este și o bună profesoară de muzică. Despre aceasta aflăm chiar de la ea. Viața de zi cu zi activez în calitate de profesor de vioară și canto la Școala de Arte Valeriu Poleacov. Am elevi bravo, elevi responsabili, elevi talentați, elevi deștepți
și sunt foarte fericită când văd că le reușește să fie deja în top și ei, să se realizeze chiar mai mult decât mine. Și de asta sunt fericită că îmi văd rodul muncii, de fapt. Muzica este viața ei, este familia cu care își împărtășe atât bucuriile cât și coborâșurile vieții. Pentru aceasta transmite cu dăruire prin cântec tot ceea ce simte. Dragi telespectatori, eu sunt încântată că vă plac melodiile mele. Ascultați Busuioc TV pentru că cântecul ne reprezintă sufletul. Zic că busuiocul e frumos, e floarea de noroc, busuioc la naștere, busuioc la moarte, busuioc ca floare de noroc, Busuioc TV pentru toată lumea. Din partea echipei de la Busuioc TV dorim mult succes și doar realizări frumoase atât pe plan profesional cât și personal.